Voci. Ia uite ce ai tu aici. Ce ai tu aici, fetiță? Voci. Cu minte, fetița, că nu-i facem nimic. Nu le facem nimic la bebeluși. Voci. O, tata din nou scroafa. De data asta au făcut 15. Și mai mici, și mai mari. Problema e că nu mănâncă. O fătă de 2 zile și nu mănâncă deloc scrof. Asta e mare problemă. Căldurile au mai scăzut. Ar trebui să înceapă să mănânce. Azi am avut 27 de grade și dar nu au pus gura pe nimic. Și în curând o să avem probleme pentru că nu o să aibă lapte. Deocamdată e bine, dar dacă mai durează o zi, două, o să înceapă să chițe purceii, că nu au lapte. Și o să fie nasoală treabă. O grămadă de muște, trebuie să fac ceva cu muștele astea. Hai, pe ăștia mici mai punem la țâță că nu prea ajung. Sunt mulți. O țâță are defectă. Așa că mai rămân 15. Așa cred că are 16, nu? 2 4 6 8, da, 16 are. Hai mă. Hai, fetița, ridică-te puțin. Ridică-te puțin ca să ajungă toți. Așa. Dar ce faceți, mă? Toți fugeți acum? Jos? Așa. Și tu aici. Așa. Unde e ăla mic, mă? E unul mic. Cred că ăla o găsit, țăța. Hai. Nu uite la el. Ia-o pe asta. Nici cum nu vrea, de unde e ăla? Ăsta e ăla mic, uite-l aici. Hai, patrune. Dar ăsta nu e așa mic. Cred că s-a băgat el pe dedesubt undeva. Ia-o pe asta. Acum vine laptele. Acum ai dat drumul la lapte. Ce faci, mă? Treci aici și bagă și tu. Așa. Unde e ăla mic, mă? Ăsta e ăla mic. Bagă-te și tu acolo. Acum dă drumul bine la lapte. Voci. Ce vă bateți voi, la? Lasă pe el să mai sugă și el, hai. Ăsta-i mic rău. Ce șmecher ești tu? Ia, stai tu acolo. Așa. Nu mai e lapte, gata. S-a închis robinetul.
Cătița trebuie să te ridici să mănânci. Guci, 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 guci. O să-i fac ceva de mâncare. Ceva bun, poate reușim cumva să... Să mănânce ceva cât de cât. Gata, fetiță. Vă salut și Maria.